Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus. PI. Invitatul meu din această după-amiază este domnul Doru Brătulescu, administratorul Turism Briant. Bună ziua, domnule Brătulescu, și bine ați revenit în studioul Campus. Bine v-am regăsit pe tine, colegii tăi și buzuienii care au venit din concediu și care urmează să plece. Pentru că vorbim despre cei veniți din concediu, despre cei care urmează să plece, nu putem să nu ne referim la valul 4 al pandemiei, domnule Brătulescu. Se anunță valul 4. Deja la nivel de județ avem 9 cazuri pe weekend, au fost adunate vreo 15. Spitalele înțeleg că încep să se pregătească. Ce se va întâmpla cu turismul? Spitalele se pregătesc de când... Bine, nu știu ce înseamnă pregătirea spitalelor, că dacă stăm să... Nu a vreo 6 sau 7 invers. Așa că ce să pregătești? Pentru că... Și ce să aștepți? Valuri de-astea cred că vor mai fi și în funcție de cum se vorbesc... Cum vorbesc la posturile astea de televiziune. În sensul că știi când apare nu știu care Gheorghiță și el altul, cu ochelari... Așa, știi, parcă prevestește mama, mi-a dat ceva nenorociri. Eu spun din punct de vedere ce aud de la cei care vin din concediu, ce se întâmplă în Grecia, ce se întâmplă în Bulgaria, adică de fapt ce nu se întâmplă. În Grecia se circulă corect, fără mască, fără nimic, se merge, am și poze dacă vreți să-ți arăt, cât și un clai peste grămadă, deci eu vorbesc după ce am. În Bulgaria la fel, deci nu există problema asta. La noi trebuie să apară un destat care să strice nu numai cheful, să provoace infodemia asta, că practic din infodemia asta ei trăiesc și trăiesc foarte bine, foarte bine. De-abia așteaptă noi achiziții, de-abia așteaptă noi achiziții, vorbesc de materiale de-astea sanitare. Și atunci ce să mai discutăm de valul 4? Că eu discut despre alfabetul grecesc, nu? Alfa, beta, gamma, delta și mai e când se termină. Dar nu poți să, totuși să stresezi în felul ăsta. De fapt, un stres care e motivat numai pentru unii. Deci nu e motivat pentru toată lumea. Am început să dea motivații pentru vaccin. Dacă vrei vaccin, îți mai dau 1 milion. Dacă vrei vaccin, pleci la mare. Pe asta nu înțeleg o situație de genul ăsta. Adică le asociază, cum s-a asociat înainte, marmelada cu carnea sau mai știu eu ce, brânza cu... Deci nu e o chestie corectă ce se întâmplă și, slavă Domnului, mai sunt unii care probabil că și gândesc destul de mulți, dar dacă așa e directiva, dacă așa e linia, dacă așa e valul, deci dacă e valul, normal, și val puternic, te duci mai încolo un pic. Dar ce vreau să spun că foarte puțin se gândesc la un asemenea val, acum, când au văzut cam ce se întâmplă pe afară. Și în condițiile astea, când eu am zis și data trecută la voi, că la noi încă există, la noi există prezumția de fericire. Pentru că ne convine tot. Ne convine că s-au scumpit gazele, ne convine că megavatul era acum un an 220 ceva de lei și acum e 700 și nu știu cât. Ne convine când ies așa pe televizor. Ne convine orice, pentru că stăm liniștiți în casă și așteptăm. Așteptăm ce? Adică pe cine? Și treaba nu e chiar așa de simplă. Treaba se anunță foarte urât, în sensul că vis-a-vis de viața de zi cu zi. Mai ales acum că o să se întrerupă, de exemplu, n-ai plătit o lună de zile gazele, două sau atât, nu discută, că sunt monopol. Deci, așa mi-a zis mie cineva de la Electrica odată, un tărsa care citea contorul și ce dacă mă supăr, eu vă tai curentul. Și dar ce motive ai? Sunt monopol, domnule. Da, care trebuie? A fost singurul care a spus-o pe de adevăratele. Domnule, bine, mă, dacă ești monopol, tai în dracul de acolo și gata. E, chestiunea asta este. Deci fac ce vreau, știi? Și am mă duc în urmă, nu știu ce carte era, până în clasa 7-a, băiețul pe strada Pal sau ca în felul ăsta, se întâmpla o chestiune într-o localitate după războiul al doilea mondial și copiii care jucau fotbal, copii foarte buni și jucau fotbal cu mingi de cârpă.
La un dat, băiatul unui gestionare la alimentară îi dănește maică sau minge de piele. Și tot era pe un gras băiatul ăsta, știi, toți îi ziceau lui Cașalot, chiar așa îi spunea. Și s-au format două echipe de fotbal și echipa adversă a lui Lulu Cașalot a dat gol în poarta lui Lulu Cașalot. Și Lulu Cașalot a zis, nu e gol. Și zic, cum bă, dar n-ai văzut, ai dat, nu e gol, dar de ce? Nu e gol, că e mingea mea. Și atunci problema asta este, deci, e mingea mea, bine că nu ne-a spus de prima dată, spune un fes cu moz roșu, mai știu ce, spune, și un fular verde, sau niște, deci orice spunea, se făcea. Încet, încet, lumea a început să perceapă anumite situații și nu e chiar așa. Uite ce se întâmplă în Anglia, uite ce se întâmplă în Franța. Acolo situația e mult mai dură în sensul că ea nu prea suportă. De-aia ți-am zis vis-a-vis de prezumția asta de fericire. Ei nu știu, stau liniștiți. Sau se uită la televizor. De 23 august s-au dus la mormântul lui Nicolae Ceaușescu. Mai am înțeles și scos și fac statuie de aia, mare, mare. Atunci, deci nu ne convine. Situația care e paradoxală, că se pleacă pe ruptele. E, și despre asta vreau să vorbim, pentru că înțeleg că la dumneavoastră, la agenție, este foarte aglomerat. Deci nu mai plăcere o cameră, două, patru, cinci camere într-un hotel. E foarte greu la ora actuală, acum, stăm de vorbă, și câte zile ori mai fi până să termină sezonul. Oricum sunt hotărâți să-l prelungească cam cât o vrea Doamne, Doamne, că dacă de sus n-are ce să mai prelungească. E foarte greu să faci patru camere, să găsești patru camere libere într-un hotel, așa cum le dictează cel care le cere. Domnule, vrem din data de până în data de și face tot posibilul. Bulgarii nu mai vorbesc că majoritatea hotelurilor sunt în stop sales. Deci nu au niciun fel de loc, adică capacitate maximă. Deci nici sub formă de rezervare, sub formă de, nu te lua de mine, deci nu cere că nu-ți dau, că n-am ce. E, care mai sunt ceva șanse la cerere, aștepți cu inima îndoită acolo după ce faci, că dacă ți confirmă, îți trage și banul. Și mulți care vin, stai să vorbesc cu bunica, să vorbesc cu pisica, să vedem unde las câinele, să vedem așa. Și atunci câștigă la care e hotărât. La care e hotărât, a venit, cât costată, poftiți, a plecat și ăla-i bine mersi. Dacă se duc acasă să facă ședință de familie, că să faci o ședință din patru camere, între 8, 5, 10 aici, depinde de câți copii ai, faci o ședință, sigur, unuia nu se convine ceva. Și atunci riscul e mare ca să faci rezervare. Ți-a dat bani, de-i dat. Problema nu se întâmplă numai, să zicem, pe bulgari, pe greci, pe turci, nu mai vorbesc că mai sunt ceva locuri pe ceartele. Și pe Egipt mai sunt locuri pe ceartele, încep tunisieni acum. Problema e la noi. Problema la noi, unde s-au atacat și stațiunile de munte și tot, absolut. Așa mai venit, din urmă, tichetele care nu s-au consumat acum. Și-a adus aminte. Mai sunt tichete? Și-a adus aminte de ele. Au, le-am dat peste ele, domnule. Îți dai seama că pentru unii ce a însemnat tichetul ăla, cuponul ăla de tichete, 1450 de lei. Cam aici vreau să ajung. Și noi știm că mai avem și ceva ca să le schimb valutare exact cam cum se stă. Au venit foarte mulți de afară. Au venit foarte mulți de afară, ca niciodată. Români plecați în străinătate, dar, care se întorc sau vin străini în România? Nu. Străini în România n-au ce să. Doar să vină la mama, soacră, tată, socru, ăștia care s-au pe afară. Și au venit foarte mulți de afară români, care oricum pleacă foarte dezamăgiți, foarte supărați. Mi se explică cam ce fac ei pe acolo și cam cum este și stă câte o jumătate de oră și chiar ne spune adevărul, de nu ne spune, mai știu, dintr-o carte ceva ce a citit. Și observăm anumite chestii. Că de exemplu, mâncarea afară e mult mai ieftină ca aici. Transportul e mult mai elegant și mai puțin costisitor ca aici. Adică ce concluzii se trag la final. Observăm că serviciul e servici. Observăm că dacă el lucrează un sfert de oră peste program, este plătit. Observăm ce condiții au șoferii pe tiruri. Și multe, multe alte chestii care
nu le notăm, nu trebuie să le notez, dar sunt așa de inedite și așa de frumoase încât să rămân închipărite. E, și atunci vine și vede ce e aici. Vine și vede că prețul la raft e una și când se uită pe bon acasă e altceva. Vede că mănâncă cartofi din Polonia, vede că mănâncă mere nu știu după unde, vede că mănâncă roșii, culmea și din Maroc. Auzi, îți dai seama, din Maroc. Așa. Vede toate, vede că mănâncă carne proaspătă de porc din Spania, vede că mănâncă nu știu unde. Părele, nu se poate. Și ăștia ai noștri aruncă legumele pe câmp, aruncă tot ce au agonisit ei și munca lor, pentru că nu sunt băgați în seamă. Și stau și mă gândesc, mă duc în urmă un pic, când existau, nu amărâtele alea, existau combinate, le spunea, de legume și fructe, uscătoare de legume, chiar așa zicea, uscători de legume și fructe, care erau amplasate pe Valea Buzău, la Pătârlage, la Cizlău, la Berca, la Bozior, pe aici, la Buzău, la Becin. Domnule, și nu mai vorbesc de inifer, nici o pară nu rămânea sau un măr nu rămânea în curtea omului decât aia care era băgată la beci, care era conservată în beci, alături de alte conserve de, nu știu ce, avea omul în curte pe acolo, că făcea bulion, făcea suc de roșii, ce făcea din gospodăria lui. Și tot ce îi rămânea în plus, se ducea și statul îi dădea bani. Și statul venea și îi le lua de acasă, de la poartă. Și cineva avea o livadă de peli, vreo 100 și ceva de peli. Și au rămas copiii, dacă a murit și cei bătrâni, au rămas copiii. Și după 90, 91, 92, primul an, le-au găsit, le-a dat la un mat și matul ăla de-a mat înseamnă ceva care fabrică țuică, alcool. Le-a dat 4 kg de țuică la 100 de kg de pele chiure, de alea boierești, cum se zice. Al doilea fel, al treilea l-a lăsat pe jos. Nu i-a lipsit nicio pară de jos. Pentru că toți aveau un curte, deci toți aveau livezi, cum au acum, cum sunt acum livezele de pruni, care se rup crengile. N-are cine să culeagă. Și nu vorbesc numai de cei care n-au ce să culeagă, adică n-are ce să culeagă sau cine să cosească pe la țară sau cine să facă anumite chestii. Vorbesc din oraș câți meseriași să caută. Am avut cerințe și de la prietenii pe litoralul ăsta de, nu de un bucătar. Unul cerea 2-3, altul cerea 4, altul cerea 3, deci era o chestie gravă ce se întâmpla. Inclusiv chelner, inclusiv... Nu mai vorbim de partea de bucătărie. Că ospătar, până la urmă, te chinui să duci două farfurii, chiar dacă la cap ajungi cu una. Dar nu mai sunt aia meseriași, pentru că nu mai sunt școli specifice pe chestia asta. Și vorbim de turism. Ce să mai vorbești de turism? Că el, săracul, poate să facă multe chestii dacă e lăsat în pace. E o locomotivă fără fum și o locomotivă care acum reprezintă cel mai pur aer de respirat, având în vedere că a dispărut industria. Uite-te pe Valea Buzăului, de exemplu. Ia fiecare localitate în parte și gândește-te ce a avut Berca, ce a avut, eu știu, chiar Verneștiul, la intrare până în Berca, Verneștiul. Stațiunea pomicilor de la Cândești, care se întindea de la Vernești, o lua pe toate coastele alea pe acolo, pe la Tega, Mărgurici, pe Nătău, așa, și ajungea în partea stâncă până sunt la Chiuși. Izolat pe aici, pe acolo, se mai încearcă, eu știu, fie o pensiune, fie un rafting, fie un centru de cultură și artă, fie... se încearcă, cât de cât se încearcă. Ai zis foarte bine izolat și atunci cu ce ajută? Adică vreau să spun cu ce ajută, în sensul că ce încasează? Că turismul trebuie vândut la metru pătrat. Deci turismul trebuie vândut la metru pătrat. Începând de cum a ieșit din Buzău, dau exemplu. Și atunci, poate foarte puțin se gândesc la, dau exemplu, la Vernești. Mine la Vernești, pe partea stângă, spre Nișcov, încolo, scrie numai istorie. Descrie numai istorie, numai familiile alea care au locuit acolo și care au făcut... Deci nu vorbim de Vernești, hai dăm la o parte Vernești, mergem mai departe, la Cândești. Ce au făcut boierii Pătârlăgeni, Radu Pătârlăgeanu, mai târziu și-a luat de mine de Cândescu. Mergem mai departe, oriunde, la Ojească,
Și avem și acolo o grămadă de spus. Ora nu mai vorbim, că e poarta de intrare a voiei Buzăului. Dacă o luăm pe stânga, pe la, să ajungem la Nifon și vis-a-vis de biserica aia care stă încuiată și pe cade de pietrele alea de mormânt care sunt de sute de ani și nimeni nu știe ce e acolo. Și tot așa. Și mai de pe unde vrem, la Ciuta. Au dispărut pietrarea aia care a făcut tabăra de sculptură, că tabăra de sculptură de la Măgura. Chiar dacă pe anumite sculpturi de astea scrie mai știu ce nume, nu. Până la finalizare au sculptat meșterii de la Ciuta. Iar deci, 80 locurile la, de piatră au 80, fost tot de localnici. 80% de sculptau ei și fața, modelul dădea la urmă artistul. Deci trebuie să știe toată treaba asta. Deci nu e... Și cum vrem, trecem vis-a-vis la, de la Pârscov. De la Ciuta la Pârscov. Ce știa să facă Pârscov? Pe avea fabrică de dulceață și de care făcea și sirop. S-au făcea cea mai bună marmeladă din Europa, din pere. La Pârscov? La Pârscov, da. Directorul era o colegă de-a mea. Deci marmelada era minunea lumii. Și siropul ăla trebuia să pui în pahar, nu depășea 5 mm. Dacă depășe, mililitri. Mililitri. Nu, milimetri. 5 mm grosime. Ah, am înțeles. Nu mililitri. 5 mm grosime în pahar. Dacă depășeai mai mult, era prea dulce. Și atunci... Ce vorbim de așa? Dacă a dispărut toate astea și dispărut, cineva s-a ocupat de dispariția asta. E aer curat, nu iese fum, nu iese nimic și atunci ce putem face? Că trebuie să pui ceva în loc. Nu? Cu compensare. Turism. Turism. Fiecare zi ar trebui să fie câte o navetă de asta pentru turiști. De la Buzău până la Siriu sau până la nu știu ce să vadă. Deci în fiecare zi. Deci, păcate, nu mai aici. Deci nu vorbim. Hai, ne dăm și noi mari cu județul și avem cu ce. Pentru că e un județ care vorbește mult. Și foarte mult chiar. Dar vorbim de toată țara asta. Ce se vrea? De ce au lărgit plaja la Mamaia? Ți-am zis și lui Magda și... Facem... două rânduri de blocuri de apartamente și hotelurile vor fi pe linia 3-4. Deci, e clară treaba. Chiar îmi spunea cineva care e la hotelul Surina Mamaia, avem plaja nemaipomenită, dar în stânga noastră începe deșertul. Îți arăt pe telefon și nu înțelegeam ce. Începe deșertul, adică plaja aia care s-a mărit. De ce se vrea toate astea? Adică ce-au cu noi? Ce se întâmplă? Ceva nu e în regulă. Pentru că din turist trăiesc foarte mulți și trăiesc bine. Uite-te la mărăția de egipteni, că dacă n-ar avea turismul. Și noi avem cartofi din Egipt. Corect. Nu? Uite-te la marocani. Dacă te urci pe munții Atlas, 3000 și vreo 700-800 de metri și te uiți în jos, și dacă aveți o porțiune cât eu știu, de 100 de metri pătrat, așa, de 10 ari, e cultivată și bibilită și aranjată ca la apă cu paharul. Și noi avem roșii de acolo. Iar terenurile noastre sunt năpădite de burie. Nu se aruncă așa de... Deci nu mai vorbim de terenuri, pentru că terenurile care nu sunt năpădite de burie nu sunt ale noastre. Pentru că 65% din ce știu, am vândut arabilul la străini. Acum am vândut păduri, am vândut lacul de Chirghiol, am început cu niște palate de până București al lui Tache Ionescu, să vedem ce mai găsim. Știi, cam așa, știi, ai văzut că magazinele de 5 lei, 38 sau cât, vedem ce mai găsim pe acolo. Deci nu se poate. Și de asta mă duc și pe mine doare sufletul vis-a-vis de turism. Știi? Și mă încântă când îi văd că pleacă. Pleacă, cum o pleca acolo, cu 2 lei, 7 lei, 5 lei. Pleacă de ce? Să evadeze. Atenție, ce spune, să evadeze. Pentru că se pare că trăim într-o junglă omenească. În continuare, țările din jurul României au prețuri mai mici corect. Pe litoral nu, decât corect, nu, România? Sigur au. Sigur și au prețuri foarte, adică foarte mici. Mult mai mici ca aici. Doar serviciile sau și cazarea? Nu, vorbim în general pachetul. Pachetul de servicii e mult mai mic ca la noi. Și la noi
cât aș dau eu, că sunt mari și mai știu eu ce, noi ne consultăm și vedem care e situația. Nu. Sunt mari datorită creșterii prețurilor. Pentru că la noi s-au mărit salariile. S-au mărit? Normal, nu la privați. Deci nu vorbim de privați, că privatul ăla este. Fac ce face, aia mănâncă. Nu face nimic, se duce acasă. Aici e problema. Și... sau te angajează dacă știi să faci ceva. Nu, ca să... nu te angajează ca să bei cafea până la 10. Să fii clar că nu să fie. Da. Deci s-au mărit salariile, ce se întâmplă? S-a mărit consumul. Consumul cui? Anumitor produse care ne sunt băgate pe gât. Deci nu produsele care le facem noi, că n-ai să găsești produse care le facem. Că noi nu facem o scobitoare, noi dăm copacul cu totul și nu schimbul copacul ăla, luăm un pachet de scobitoare. Mărindu-se salariile și mărindu-se consumul, au crescut prețurile la un moment dat. Dar de ce? Trebuie colectat ceva pentru salarii. Corect. Și mai ales acum, privatul dă ce poate. De ce îi se cere și se cere prea mult. Și mărindu-se prețurile, deci TVA-ul s-a mărit corect. Și atunci eu colectez TVA-ul și dau salariul. Împrumuturile sunt foarte mari. Sunt anumiti creditori care sunt cei mai siguri. Și debitorii sunt aleși. Problema care se pune, care e compensarea? De o compensare. Deci, am zis vis-a-vis de treaba asta cu legumele care sunt amărâți ăștia, care lucrează de dimineață până seara, nu știu cum îi cheamă, cu buletinul în mână la prânz sau seara. Ce compensare le dai tu? Ce compensare? Fă-le, mă, frate, tot așa cum erau înainte, uscătoarele alea. Sau dă-le degeaba, mă, un uscător de la cât drag poate să fie, eu știu, o sumă mică. Dă-le să-l aibă acasă, să-și facă și el pentru el, prune uscate, mere de la așa. De-i. Fă-i, ajută-l. Nu. Îl ajută nici măcar cu transportul să le arunce pe câmp sau în fața guvernului. Da, este într-adevăr o problemă și o problemă reală. Și atunci revin la turism. Ne-a făcut că ne dă și nouă ceva. Au lucrat, au ca disperați, au angajat IT-ist să completeze formularul. IT-ist plătit cu 1200 de euro, cu 1200, 1400, 1500 de euro. S-au dat în vorbă de vreo două ori, că de nu știu cât la cifra din afaceri, și s-au dat în vorbă. După aia au uitat și vorbele alea, știi? Și atunci, mă nene, ori sunt derbedeie vorbelor care vorbesc, ori sunt irresponsabili. Și mie, ca privat, în plină pandemie, când eram cu, chiar dacă era ușa deschisă, să nu intra nici musca, că era frică să îmbolnăvește de COVID, îmi ia din buzunar bani. Cum mi-a luat? Simplu. Să închidă gura cuiva, nu știu cui, mai dați 40 de lei la angajați. Da, domne, mai dăm 40 de lei la angajați. Dar putea să facă o chestie de bun simț. De domne, fără să fie impozitați. Că impozitul ăla îl dă amărâtul ăla de angajator. Și mie mi-a luat cu ocazia asta 30 de lei din buzunar pentru fiecare zi, nu mie, la toți privații. Dar noi am fost fericiți, suntem fericiți, acceptăm, stăm în casă, ne convine. Că niciodată n-ai să vezi un privat că face greva fiscală sau o grevă de asta la altă. Niciodată, pentru că mari privatizați sunt bara-bara cu statul. Înțelegi? Aici e toată treaba. Mari privatizați. Deci furnizori, cum era înainte, furnizor regal. Înțelegi? Părlărie, furnizor regal, scria pe prăvălie acolo. Asta e toată treaba. Că băia micii dispar, cum au început să dispară imediat după aia grămadă de agenții, vorbesc tot pe turism. Și au fost afectați. Nimeni nu și-a dat seama de... Toată lumea punea treaba pe Horeca, Horeca, Horeca. Dar care Horeca? Că Horeca de la litoral nu prea avut probleme, Horeca aia de 4 stele, 5 stele. Că au fost alimentați. Au fost alimentați de administrația locală, cu cursuri. Au fost alimentați de etichete. Că s-au dus numai la 4, 5 stele oameni. Că dacă s-a dus și pisica, și cățelul, și neamul, și nevasta, și nu e nevastă sau mai știu ce, e altcineva,
Și era cap-coadă. 1 iunie până la 10 septembrie n-aveai treabă cu alea de pe acestea. Deci ăla chiar dacă aveai tu banii buzunar, intrai mai greu. Dar a fost afectată Horeca, e altă care e foarte importantă, care, ce spun eu acum. Horeca aia, care are restaurantul Buricul Orașului, care are restaurantul, nu mai știu eu pe unde, pe ce stațiune, care are restaurantul așezat, și câte restaurante de-astea sunt, de-astea vengoase, gândește la București. Și la alea s-a urmărit un pic de cădere, ca să cadă, să poți să le cumpere cineva. De fapt, nu cumpăra casa, restaurantul, cumpăra teren. Da, despre ce s-ar întâmpla cu turismul într-un eventual val 4, despre răspunsul la întrebarea mea dacă își mai fac oamenii rezervări pentru anul următor sau pentru următorii ani, așa cum eram obișnuiți în anii anteriori, vom afla în cea de-a doua parte a emisiunii noastre, după o scurtă pauză publicitară.